Păi voi vă dați seama ce înseamnă să... Ce înseamnă să arzi un 40 de kilograme de om într-un butoi? Cum, mă, nană? Cum poți? Că n-ai cum, mă, n-are logică, nană, n-are logică. Vă spun aici, mafie multă. Și nu e vorba despre proxenetism. Nu e vorba despre proxenetism. Din cauza faptului că proxenetismul e fix, fix. Cine e, mă, nană, să bagi o fată de nu știu, de nu știu ce vârstă are exact? Ia uite, uite, cum să lovesc, ia uite. N-am timp să mai respir, dar vreau să trăiesc, să știi. Nu contează ce-am făcut, dacă am mai trecut o zi. Timpul nu mă întreabă dacă e rău sau dacă e bine. Și timpul nu mă lasă nici să mai vorbesc cu mine. Pierdut în timp, lasare în urmă. Pierdut în timp, merg după turmă. Salutare, dragi oameni, bine ați venit la un nou Cox Vlog. Mănână, în vlogul de astăzi vreau să vă urez mult ok, pentru că pace v-a murat suficient și s-a rupt în gurăle și ne-a spart. Mai am undeva la vreo 15 ore, 16 ore așa. Nu, 15 ore mai am. 15 ore mai am de conduce la 90 de ore. Deci cu orele sunt varză, sunt praf, la sală nu mă duc să-i. Din cauza faptului că la piept sunt damage, la picioare încă nu mi-a revenit și azi e joi, până de duminică să mă țină febra. Dacă n-am plecat din sală, nană, era rupt, rupt. Dacă se uitau fetele după mine prin sală și erau la modul, bă, ăsta e sănătos la cap, știi? Coboram treptele lateral, așa, deci lateral, să cobor treptele lateral. Adică, adevărul e că eu știu că sunt nebun cu sala, că am mai băgat eu când lucram pe Timișoara de mănană. M-am luat de două ori pe zi la sală și atunci nici măcar nu luam proteine, nu luam nimic atunci. Mâncare, muncă și sala asta băgăm. Și mâncare, așa, ca băieții, cum am început să mănânc acum, că n-am mai fost la McDonald's, Burger King sau Morrison de duminică. Deci am început să mănânc ca băieții, așa, ușor, elegant de vară. Iaurturi, o prăjiturică, mere, una alta, așa, corect. Nu atâtea calorii, pentru că ne umflăm tare. Și, mă, fra, am fost de două ori în aceeași zi la sală, dimineața și seara. Bă, fratele meu, și mi-a venit rău, nană. Mi-a venit rău. Rău la modul la care a început să mă înțepe inima. Vedeți voi, că și dacă tragi ca nebunul și nu-ți dai cu nimic, tu dai în corpul tău și te oferi, nu-i oferi. Înțelegi? Are nevoie de anumite chestii. Mai ales că bag 10-11 ore pe noapte, am acasă spart, să nu-i dau nici mâncare, e grav. Trebuie să vă anunț că avem un filtru pus pe obiectiv, un filtru de 16, pentru că îi oferă așa, nu știu, o calitate video mai bună. Când pun filtru, se observă diferența. Voi mi-ați spus prin comentarii și am văzut. Mă, ce se întâmplă că în unele ai calitate video mai bună, în altele nu? Păi de multe ori uit să pun filtru. Dar acum bine că am găsit filtru. Și când trage pe față, pun filtrul tot timpul. Și ce vreau să mai zic? Mănână, ieri, să vedeți fază ieri. Tot același model de S500. Dar unitatea de 44 de tone. Pe Anglia, masa totală maximă autorizată e 44 de tone. Și am nimerit ieri o unitate de 44 de tone, fra. Eu pe asta o am de 34. Adică cu 10 tone mai puțin. Astea pentru expres. Sunt mai așa, mai de vară, din cauza faptului că zim, nu prea ai tonaj la expres. De obicei suntem pe vagoane goale. Și ce mă enervează mie cel mai tare e că merg cu 90. La expres ar fi trebuit să avem măcar un 92-93 la oră, liniștit, pentru că pe Anglia limita este 100 km la oră pe autostradă. Trec câte unii pe lângă mine, mă sparg pe noapte, mai ales. Bă, când trec nană, șoferii care au condus camioane care sunt limitate pe 85, mamă, dacă aș conduce camion care e limitat pe 85, cred că aș muri. Deci îți dă așa o stare de boală, de sic. Când îl vezi că merge, cum merge? E, te merge așa, cum? La 4, 1 milion, 2 milioane, 3 milioane. Stai așa, cum să stai? Te bolovești așa. Când trage mai tare, nu știu. Și stă mai bine și pe lucrări, mă, nană. Pe lucrări, dacă e limita de 40, să merg cu 40, abia țin pe drum. E, dacă merg cu 70-80, altceva, altceva.
altceva e, altcumva e, e diferență. Uite, Nana, cât de bine se vede, să nebunesc. Zicea cineva la un moment dat, bă, degeaba ți-ai luat filtre. Să nebunesc dacă are cineva, la ora actuală, calitatea video de tot track vloggerii români, calitatea video pe care o am eu. De ce? Pentru că a investit cuxul și a umblat, a căutat în așa fel încât să ofere ceva. Calitatea video mai e bună, știi unde? Pe Suedia. Pe Suedia, că e nourat așa, e bine, e, depinde și de vreme, Nana. Uite, vezi, când e nourat, eu scot calitatea asta bună așa. Când am soarele în față, mucles, la revedere. Trebuie să ai soarele în spate. Dar de obicei trebuie să tragi când e nourat, ca să scoți o calitate maximă. Pentru că, na, este vorba despre lumina din cabină și lumina de afară. Sunt două chestii diferite. Că dacă filmez cu ea afară, îi fac niște setări și filmez pe anumite chestii. Când filmez cu ea din cabină spre exterior, trebuie să aleg. Ori vreau calitate bună afară, ori vreau calitate bună în interior. Și acolo iar este vorba despre niște setări. Nu? Mult timp am studiat și eu ca să încerc să... Am încercat să evoluez ca să ofer o calitate cât mai bună, pentru că îmi place să fac un lucru de calitate, nu? Dacă faci ceva, fă un ană bine, ca omul când se uită la tine, să aprecieze, nu? Oricum, s-au apropiat oamenii de canalul ăsta, la modul la care rar prindeam eu 300-400 de like-uri la un vlog. Astăzi avem zilnic 300-400 de like-uri la fiecare vlog. Asta înseamnă că aprecierea voastră a crescut. S-au apropiat oamenii de canal. De când am fost acasă, oricum m-am schimbat. Mi s-a schimbat și vibe-ul ăla. Sunt zile în care am un vibe și am o poftă și am o asta. Sunt zile în care sunt obosit și vorbesc mai serios și mai una mai alta. Și sunt zile și zile. Da. Oricum, mulțumesc pentru toată aprecierea, pentru toată susținerea, tot respectul, să fie multă pace și un ok extraordinar. Practic, în vlogul de astăzi, dragi oameni buni, vreau să vorbim despre cazul de la Caracal, cazul Dincă. Mă, am tot evitat să vorbesc despre cazul ăsta, pentru că într-o oarecare măsură îmi provoacă scârbă. Și vreau să vorbim despre, mai ales despre faptul că, virgulă, acest caz a creat cel puțin doi vierbi. Ce înseamnă aia? Știți voi foarte bine, unul vrea să ajungă președinte acum și următorul nu știu ce vrea să ajungă, dar cred că vrea să candideze și ăla la președinție. Îl știți pe ăla care a intrat și a spus că Alexandra e o curvă, că respectă pe Dincă, că nu știu ce, că nu știu cum. Gata, Nana, acum a cerut scuze, e vedetă și ăsta. Îl urmăresc nu știu câți oameni, intră pe live, stă cu oamenii, îl cere scuze pentru ce a fost, gata, e vedetă, Nana. Înțelegeți? Când v-am spus eu despre ăsta, că mai e și Oltean, nu știu cum îl cheamă, ăsta aragaz cu patru ochi. Îl știți voi precis și nu vreau să-i rostez numele, că pentru mine e calitate neglijabilă. Eu l-am citit după față, de la început, de când a apărut, eu am făcut o postare pe, Facebook. Să vezi câți m-au înjurat, Nana. Eu l-am citit de pe față că el vrea să se ridice pe cazul ăsta. Și am spus în descrierea aia, uite acum, eram în țară, eram la, pe la Deva. Mi-aduc aminte exact când am făcut postarea aia. Pe seara așa era pe la Deva. Am copiat un filmuleț de ceva post de televiziune la postat. Și am spus acolo că nu durează 2-3 săptămâni și candidează la președinție. E exact așa s-a întâmplat. N-a durat o lună, parcă, a durat o lună. Și a candidat la președinție. Și acum se bate cu pumnul în piept, stă pe live cu oamenii, Nana. Stă pe live cu oameni și oamenilor le drag, că vezi, Doamne, stă pe live cu noi și ne întreabă. Păi asta e manipulare de slabă speță, Nana. Slabă speță. Ca și vlogăria care se bagă în live cu mâinile care și își freacă mâinile așa, supuși ei, nu știu ce, nu știu cum, știi. De ce? Miglișeală. Miglișeală. Nu? Dai bine pe lângă om să vezi, Doamne, să nu știu ce. Dai că spasă, mă, Nana, e clar. N-am vrut niciodată să fac chestii din astea, să mă dau, și tot timpul am spus adevărul în față. Eu n-am fost un om prefăcut. Și știu foarte bine băieții care sunt pe canal de mult timp că eu am spus verde în față, direct. Că așa sunt eu, o persoană directă și sinceră. Chiar dacă de multe ori a fost adevărul dureros. Am încercat eu să-l mai manevrez așa, să nu-l spun, să-l dau cu pătură, dar l-am cam dat pe față. Pentru că, na, ăsta sunt și aia, Nana. Din punctul meu de vedere, sinceritatea este o calitate. Pe când ăsta eu l-am citit de la început, mă, Nana, asta se bătea el cu pumnul în piept, că nu știu ce, că nu știu cum, că... Bă, și
Am ajuns eu după față, după vorbă. Se dădea că n-are emoții și el nu sufla două vorbe în limba română, nebunul. Nu sufla Și acum să revenim la caz. Băiană, e vorba despre cazul ăsta, eu n-am mai urmărit din cauza faptului că e mafie mult acolo, n-am. E mafie multă. Și mi-e greu să cred, eu am numai semne de întrebare, nu prea am concluzii. Dar numai semne de întrebare. Am niște concluzii, dar nu prea sunt fondate. Deci nu m-am spus o părere așa de la distanță, pentru că n-am studiat, nici măcar nu citesc ce scriu alții despre acest caz, pentru că nu vreau să mă umplu capul cu toate prostiile, dar pentru mine eu caut logica. Tot timpul am căutat logica și în viața asta, când a fost vorba despre oameni și ce mi-au făcut mie oamenii, logica din interacționarea oamenilor. Înțelegeți? Logica. Caut tot timpul logica, din punctul meu de vedere, ăsta e primul pas de a deveni un om deștept. Măreană, n-ai cum să spui tu mie că ăla din că ăsta, un om la 50 de ani sau cât are, că nu prea am studiat tare, de ce să vă spun, dar eu caut logica. Un om la 50 de ani o ia pe aia, o agață de pe drum cu mașina, cu taxi, ce făcea el, ca să o ia acasă, să o tufă. Banană, despre ce vorbim, mă? Ce apetit sexual are ăla la 50 de ani, suntem nebuni? Despre ce vorbim? Păi merge pe pista asta, că vezi, doamne, ăla nici sculăul nu mai are în pantaloni, și vorbim despre ce? Și până la urmă, urmei, te duci la stradă și dai 50 de lei, mă, 50 de lei e! 50 de lei! Care-i logica? Că n-are logică. N-are logică. Înțelegeți voi? Logică nu e. 2. Cum poți să spui tu mie la un moment dat, spuneau poliția română, spunea la un moment dat, că Dinca ar fi ars cadavrul fetei în butoiul ăla unde topea cabluri de cupru. Practic le ardea, scotea cupru și ducea cupru și vindea cupru. Topea plasticul de pe cauciucul ăla de pe cabluri și ducea și vindea cupru. Plan de curăța. Cum poți să-mi spui tu mie că arzi într-un bidon, într-un butoi din ăla, arzi tu 45-50 de kilograme de carne de om în 6-7-8-9 ore? N-ai mânană cum? Fără ca nimeni să nu-și dea seama. N-ai cum? Pârlești porcul să nebunezi și miroase. Dar păi să arzi carne umană până la dezintegrare definitivă, cum rămâne cenușă. N-ai tu cum? N-ai cum? N-ai cum să faci chestia asta, din punctul meu de vedere. Acolo unde se fac chestii de genul, unde sunt, că nu-mi vine acum, incineratorii din astea, au furnale din alea înalte, cu filtre, și au grijă ca să scoată tot mirosul ăla, să trimite tot fumul ăla în aer, la nu știu câte, la nu știu ce înălțime, ca să nu ajungă mirosul ăla. Vă dați seama ce înseamnă când ajunge la stomac, la organe. Știți, ca să dea și voi porc. Ați văzut cum miros? Cum miroase organele, cum miroase stomacul, cum miroase tot ce avem noi pe acolo pe noi. Păi voi vă dați seama ce înseamnă să arzi un 40 de kilograme de om într-un butoi. Cum, mă, nană, cum poți? Că n-ai cum, mă, n-are logică, nană, n-are logică. Vă spun aici, e mafie multă. Și nu e vorba despre proxenetism. Nu e vorba despre proxenetism. Din cauza faptului că proxenetismul e fix. Cine ia, mă, nană, să bagi o fată de nu știu ce vârstă are exact. Ia uite cum să lovesc, ia uite. Nu știu ce. Ca să bage o fată la produs care are o vârstă destul de fragedă. Ca să ce? Ne închipuim așa în mintea noastră, zicem, bă, o iau, o trec granița și o bag la produs. Păi nu se aude cumva, nu se aude, adică, și ce bani faci? Că nu prea faci bani după ea așa tare. Înțelegi? Și la cât a fost de mediatizată treaba, se afla dacă era la produs, se afla. Dar din punctul meu de vedere, mai scump este un ficățel, o inimioară. Înțelegeți voi, este vorba despre traficanți de carne vie care sunt mână-mână cu poliția, nană. Din punctul meu de vedere. Înțelegeți voi? Și cum au procedat? S-au dus peste la casă. Ce facem? Îl luăm? Dar de ce n-au intrat peste el în casă? Tu noaptea, vă întreb eu. Că polițiștii au ascuns la probe. Ce l-au întrebat atunci, noaptea, peste el în casă? De ce? Pentru că au avut nevoie de timp, nană, să se marmușamalizeze anumite chestii. De ce?
Și după aceea ce au făcut? L-au luat pe fraier, l-au bubuit, l-au bombardat. Hai să-l batem. Hai să-l batem să recunoască. Să schimbe declarația, mai dai un top de bătaie. Ăla a recunoscut, a spus și ce nu trebuia să spună. A spus omul, eu nu spun că e nevinovat. Să nu înțelegeți greșit. Nu spun că e nevinovat. Dar este complice, sigur este complice. Oricum, eu nu cred că a tranșat ce a făcut, nu știu. Dar asta eu nu cred cu tranșatul, cu faze de genul, eu nu cred. Eu cred că fetele pur și simplu erau racolate de ăsta și erau pasate mai departe. Pasate mai departe. Ăsta se bucura la o anumită sumă de bani, că trăia în niște condiții mizere, practic. Știți ce făcea ca să-și câștige existența? Sudură, tingereală, acolo nu-s prea scos bani. Despre ce vorbim? Vorbim despre un om care topea niște cabluri, care să vândă cupru ca să-și cumpere o pâine, două. Omul cu cât e mai sărac, cu atât e dispus să riște mai mult. Eu mă uit la mine. Eu când eram în țară, furam, derupeam pământul. Înțelegeți voi? Dar când am ajuns în Anglia și iau un minim 3.000 pe lună, ce nenă să mă puc eu să umplu un vagon, să mă puc eu să umplu la măturie, pe să nebun la cap, viața mea, nană, costă. Că e viață bună, nană. Înțelegeți voi? Omul deja când ajunge la un nivel să-i fie bine, nu se mai ocupă cu găinării. Cu găinării se ocupă găinarii. Și băieții care sunt valabili știu asta. Știu asta. Adică, hai să vezi tu, băiat care are o brază, are bucă, are o leacă de mălaie în buzunar să facă găinării. Că banul, printre primele beneficii pe care ți le oferă banul, este confortul mental. Confortul mental, deja tu gândești relaxat, nana. Când ai bani, deja nu te mai pripești așa, să dai din colț în colț, păi vine chiria, păi dacă vine chiria ce? Lasă, vine, nana, ce facem? Stăm așa, uite, vine chiria, cum vine așa, o plătim și la revedere. Mai departe, nu? Da, nana, cam despre asta e vorba. Ce? Eram pe țară, am văzut cum săreau polițiștii gardul, au chemat cameramanii să spele într-o oarecare măsură numele poliției române și faze de genul. Manipulare din aia ieftină, mă, nana. Deci atâta manipulare ieftină n-am putut să văd. Și să nu mai vorbim despre discuția dintre fetiță și cei care erau la telefon acolo la poliție. Cum vorbeau, cum se adresau, cum... Am văzut o discuție în America. Pur și simplu în America te ține de vorbă, te ține de... îți dă apă la moară, te întreabă una alta și într-un alt telefon practic se localizează. Cum să zic, un alt telefon. Practic se localizează locul unde ești tu și își trimite echipaj de poliție după tine. Despre asta e vorba, nu? Dar noi nu cum să zic, să evoluăm noi, mă? Noi furăm, nană. Noi furăm, nană. Viluță peste viluță. Ca așa ne trebuie nouă opulență, mă, fratele. Opulență multă. Tu îți cumperi mașină de 30-40 de mii și ai drumuri pe România. Ce drumuri ai? Te drumuri din alea. Înțelegi? Sau îți faci rate la ea și stai și... Omul nu gândește ca să facă în așa fel încât să-i fie lui bine. Să fie el fericit. Gândește în așa fel încât să-l vadă ăla ca pe un zeu. Nu contează că el e fericit sau că e bine sau că nu e bine. Se comportă în așa fel încât să-l vadă la cap. Bă, ăsta are, bă, ce vorbe, ăsta, bă? Păi eu aveam 2 ani și ceva aveam de comunitate. Aveam vreo 15.000 de euro prin cont să nebunesc și mă plimbam cu Seat Toledo din 92. Mă plimbam cu Seat Toledo din 92. Și când mi-a luat primul seria 3, mă întreabă cineva: ai muncit o leacă să ții mașina asta? M-a bucurit și râsul să nebunesc. Păi dacă vreau de asta am luat, dar nu am considerat că astea sunt valori. Tot timpul am fost pregătit că poate iasă ceva, o afacere, ceva, să fac o afacere în așa fel încât să nu fie nevoie să mai muncesc. La un moment dat chiar credeam că eu vreau să duc o viață fără muncă. Dar e o prostie mai mare decât mine și cred că mă apropie de 90 de kg. N-ai cum să treci fără să muncești. Pentru că de multe ori mă uit la mine și pauza de 45 de ore mi se pare mult. Sunt o persoană așa agitată, nu știu, eu trebuie să fac ceva, eu trebuie să-mi dau. Și de când nu mai fumez, nană, zilnic sală, nu chiar zilnic, că sunt zile în care sunt praf. Uite cum sunt azi, sunt praf. Dar bag sală, bag și-mi dau cu de toate, în așa fel încât când ajung în pat, eu n-am
griji din alea, bă, nu mai ia somn, nu știu. Nu, când am ajuns acasă, m-am spălat pe față la 3 dimineața. Că atâta pot să fac, nu-mi fac duș că e prea de dimineață și sunt prea praf. Spăl pe față și pe mâini și pe picioare și șlafă-n. Înțelegeți voi? E, cam atâta vreau să vă spun, dragi oameni buni, mulțumesc pentru atenție, cam asta a fost părerea mea despre... despre cazul Caracal. A creat doi vierbi cazul Caracal. Unul acum încearcă să devină președinte, stă cu oamenii să le spună la oameni ce probleme aveți în țară, colo așa. Pă, voi credeți că ăla dacă ajunge președinte la mai stă pe live cu voi? Mă, numai la noi se face așa campanie. Campanie pe live cu oameni. Cu oameni. Da, 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 da. Și ăla altul și-a făcut reclamă, cum? A înjurat părinții lui Alexandra de morți, de răniți, de familii. L-a apreciat pe Dincă, l-a respectat, l-a nu știu ce. Și-a prins un 20-30 de mii de urmăritori și acum a intrat și a cerut scuze cu oamenii și e vedetă, nană. E plin de like-uri, e plin de distribuiri, că acum o dă, omul, o dă așa cu oamenii, o dă în așa fel încât îi pasă de oameni, e cu oamenii acum, știi? Lumea l-a iertat pentru ce a făcut, știi? Că aia n-ai ce să faci. L-a distribuit atunci că a făcut și el boom-ul, că așa trebuia să-l facă. Trebuia să-l facă, că trebuia să devină o vedetă. Înțelegeți voi? Dar penibil, mă, ca să ieși așa în față. Și oameni și nasturi, adică eu nu am ieșit nasturi, eu m-am dat regele șoferilor. Atâta. Eu nu am apucat să umblu prin rahat, cum ar veni. Dar cât de penal, mă, să fii, să îți faci reclamă dintr-un caz ca ăsta? Hă? Cât de penal ai fi? Dar oamenii care îl urmăresc, oare ce zic? Pușca mea, mă, bată-mă, ploia să mă bată. Dragi oameni buni, mulțumesc pentru atenție, ne auzim data viitoare, tot respectul, nu uitați să lăsați un like acolo, să lăsați o părere în comentarii, vă pupă fratele vostru și ne auzim data viitoare cu multă pace și un ok extraordinar. GoPro, stop recording!